În videoclipul de astăzi ne pregătim de o lungă călătorie cu toată familia. Apoi vom merge la un second hand de unde voi găsi sandale pentru copii la un preț bun. Împreună cu Adriana am filmat câteva secvențe în salonul unde ne-am făcut frumoase. Apoi luăm prânzul cu prietenii și familia noastră mare și seara la plimbare ne-am întâlnit cu un arici. Lucrările continuă. E plin portbagaj cu țări pentru canalizare. Tata, e în tricou alb și nu vrea să lucreze. Andreea, deci te îmbrăcași tu în tricou alb. Nu, Andreea cu ștampila și țelovre. Vrei lucruri de birou? Te-ai venit la sat ca să ai lucruri de birou? Lucrează și cămașa albă. Ca la oameni cu reparații, da? Aici sunt trase țevile pentru căldură până la sarai. Șap caldă și rece. Acolo o să fie cazanul. Mam, cum mături? Mam, și asta e măturător. Hai să ne învățăm cum să măturăm. Nu așa. Abil. De mama asta rete. Hai, ține tu camera asta rete. Hai, uite la mămică. Așa, o, tu știi cum? Așa dacă nu-i pus copilul la treabă. Câte un pic, câte un pic, mam. Trebuie să cumpărăm mătru mecanic, așa că e mare curtea. Și fața ai, mămică. Îți primește? Că vrei de lung, adică să iei mai mult. Iată așa, vezi? Ia, ia la mamă. Ia, hop. Hop. Și încet și o să nu te pun bravo. Ia. Dau prima șupă. Ierni se joacă. Pipi! Dar unde duci tu, mami, pământul ăsta? Nu-l du acolo bine. O să fuiască apă. Vii la țară, stari curății. Da, copilași? Da. Acum tu e din rândul tău, da? S-au întâlnit noi cu mașinile la reparație. Ce-ai pățit, Radu? O verifici, da? Ai înnoit ochelari. Da, e asta, deci nu ai înnoit-o, ori numai unul. Numai că așa ai dat culoare și trebuie mult. Mi-a dus cheile. Mulțumesc! S-a reparat mașina mea. În sfârșit, mașina mea mi-era dor de ea. După cum am spus, pentru că ne pregătim de călătorie, trebuie să mă duc să-mi iau câteva tricouri. Vreau tricouri așa tip rochiță un pic mai lungi, pentru că am legini și port legini și că-mi plac, dar îmi place să fie tricoul un pic mai lung. Trebuie să spăl mașina că e prăfuită toată. M-am oprit la Peco să-mi iau apă. Eu mă strădui să beau în fiecare zi 2 litri de apă, măcar 2. Așa, deci ieșim din stația Peco. Și mergem în oraș, în alt oraș, căci aici este un orașel mic, merg în orașul mai mare. În orașul unde merg eu, distanță 40 de kilometri de aici și îmi place căci găsesc acele magazine de care eu am nevoie. Eu beau cappuccino și mergem la magazin. Acum mergem la un second hand, îndrăgit de mine, unde îmi cumpăr haine practic noi, de la Zara, H&M. La 7 euro, 5 euro. Această geacă este luată de acolo cu 15 euro. Am ajuns și caut rochițe. Iată aici. De aici o procur. Reche de pantaloni fain. Vă arăt acasă ce am cumpărat la copii. Am cumpărat și sandale la un preț super. 150 de lei am dat pe acestea. Și pe acestea 270 de lei.
Vreau să verific dacă pot ieși din parcare, că așa mi se pare spațiu mic de la volan. Am verificat, deci se poate. Am venit cu soare și ne ducem cu ploaie. E super, plouă tare liniștit. În regiunea noastră plouă cu găleata, abia merg, s-a început o furtună. Această mâncare deja arată așa, mai diferite. Hai să-i hrănim. Adriana deja se fac frumoase, sprâncenile, da, și unghiile ratele. Acum urmează eu. La mine au crescut destul de bine. Ia, cât de tare au crescut, sunt foarte mulțumită. Arată tu cum le-ai făcut. Super, naturale și așa. Uh-huh. Adriana se duce acasă cu mașina, a venit. A vrut ea cu mine, dar nu s-o primit. La noi suntem servite aici cu cafeluță. Mulțumim mult, Adriana. Mulțumim pentru ospitalitate superbă. Acum și servesc și eu. Gata, am venit la unghii, le-am reușit pe toate. Mergem acasă să filmăm. Florile la mama sunt în nuanța hainei mele. Ce drăguțe sunt. Noi cu mamica vrem să vedem ce s-a făcut la școală frumos, că aici s-a făcut renovări. În această școală învățam mamica, tăticul, eu, frați, surorile și copiii mii. Ce da. Chipui? Câte generații. Noi suntem la plimbare. Iată ierni în sandale noi. Plac? Da? Hai, așteaptă un pic, așteaptă. Iarăși mâncăm cu toți împreună. Forfătă în pătărică de cuceile noi. Mâncarea copilăriei. Ah, nu, ne plac așa mai crocanți să fie prăjite. Iar aici tăticul a adus plăcințele. A cumpărat. Dacă n-am avea mașină spălată, ar fi foarte greu. Foarte greu, pentru că suntem mulți, vă dați seama. Și mama nu are doar una, dar are două. Una mare. Tot nu reușește, tot nu reușește. Tot uneori este plin aici. Acum și eliberăm noi totul. Îmi place să spun vasele murdare și să le scot. Iată, mie acest proces nu prea-mi place. Mie îmi place doar să le pun. Eu ador. Chiar și hainele la spălat îmi place să le pun și să le scot, să le împăr. Narițel. Așa, Miriam, iată, fugi. Fugi, stuși. Un milk. Fericite? Și mieluța la plimbar, da, Lili? Da, Lili? Iubita noastră. Noi și de țare. Milk, milk, odobel. Sunt prieteni, da? Miriam doarme cu Albert, da, Albert? Sunteți prieteni sau nu? Că nu mă înțeleg. Nu! Lina este gospodin astăzi? Azi trec eu masă și o șterg. Da! Mela! La Lina, apă! Apă! Orișinată, eu zic? Noi avem la cină slănină, piurie din cartofi. Miriam ne ajută și pune farfurile frumos. A doilea ajutor, două Miriam. O Miriam și încă o Miriam. Și frigărui avem noi. Tata deja s-a pus o porție și nu poate schi de borcan. Hai, tăi! Ouliu! Mă doare un ești. Și tăi, poți? Eu pun Miriuca. Hai! Este. Trebuie și eu, mamă.
bunătate, da, mami? Suc de roșu. Suc de roșu de casă, da? Da. Ierne, dar de ce plângi? Vrei acasă? Gata, nu mai rămâi aici, așa-i? Haide, hai. Pregăti geanta să rămână și o la geanta și acasă. Ești frumos și el m-am curat, ca lacrima. Arată mâinile, arată mâinile. Hai, haidem acasă. El cu casa lui. Eu v-am spus că el e cu casa lui. Haidem acasă, mă mic. Ce frumos ești tu în papșiei, mamă. Așa frumos. Hai, ne-am dus? Hai, cu mama și cu tata. Tata cu torba, băieții și torba. Iată, așa ne ducem noi acasă. Da, mă mic? Dar papucii nu ți-s mari, mă mic.